Primarul General al Capitalei le cere bucureștenilor să stea liniștiți. Primăria va subvenționa în continuare gigacalorie. Edilul nu spune și cu cât, chiar dacă luna trecută spunea că prețul gigacaloriei va crește din noiembrie cu 20%. Nicușor Dan mai vine și cu un alt mesaj. Iar în aceasta? Va fi puțin mai bine ca anul trecut, pentru că de la 1 noiembrie va fi apă caldă și căldură. De la 1 noiembrie o să fim puțin mai bine decât cum am fost iarna trecută. Ce ne puteți spune despre situația spitalelor? Vor avea căldură și apă caldă în această iarnă? Cu foarte mici sincope, cum au fost și anul trecut, vor avea căldură și apă caldă. Da. În momentul de față, gigacaloria costă 500 și bucureștenii plătesc 164. Da? Deci este o sumă consistentă pe care primăria o plătește. Situația asta va continua, însă, în ceea ce privește prețul exact, trebuie să așteptăm mai întâi 27 octombrie, adică poimâine, când ANRE-ul va fixa prețul de producție pentru producători, Elcen cel mai mare și cei mai mici, cum am spus, CET Grivița și Vestenergo. Deci asta va fi începând de la 1 noiembrie. După asta, transportatorul, care este termoenergetica, își va fixa propriul lui preț de transport. Împreună cu Consiliul vom stabili care este partea de subvenție pe care o vom acorda. Am un dialog când este nevoie cu directorii spitalelor care țin de Primăria Capitalei. Tot ce au cerut din punct de vedere financiar, logistic, le-am oferit ajutorul.